În Vâlcea, vaccinarea împotriva COVID-19 în cadrul centrelor DGASPC a debutat sâmbătă 16 ianuarie. La Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități din Comuna Milcoiu, vaccinarea a început la ora 12:30. O echipă mobilă alcătuită din două asistente și un medic s-a deplasat aici. Dozele au fost transportate într-o mașină dotată cu sistem frigorific. Toți cei 40 de beneficiari, persoane cu dizabilități neuropsihice și locomotorii, cu vârste cuprinse între 24 și 81 de ani, au dorit să se vaccineze. Acolo unde situația a impus-o, tutorii acestora au fost cei care au luat decizia în favoarea vaccinării. De asemenea, toți cei 37 de angajați ai centrului s-au vaccinat pe data de 12 ianuarie. Toată lumea a dorit vaccinarea, inclusiv beneficiarii din acest centru. Ne dorim cu toții să putem să revenim la normalitate. Atât personalul cât și beneficiarii au conștientizat faptul că pentru a putea depăși perioada încărcată cu care ne-am descurcat, doar vaccinul brevetat va putea să ne ajute să depășim cu bine perioada pe care am trecut-o. Unele dintre persoanele cu dizabilități suferă și de alte afecțiuni. Ca urmare, un medic din cadrul DGASPC Vâlcea a monitorizat starea acestora imediat după procesul de vaccinare. Sunt pacienți și o să vedem cum se comportă la problema respectivă, cu afecțiuni cardiace, cu diabet, cu operații. Până una alta, se pare că nu sunt contraindicații pentru vaccinare. Noi vom urmări, asta este treaba noastră, vom urmări după ce îi vaccinează starea lor de sănătate și vedem. Campania de vaccinare din cadrul DGASPC Vâlcea va continua timp de 7 zile, iar rapelul se va finaliza în luna februarie. Potrivit directorului instituției, Nicolae Badea, peste 90% dintre beneficiarii centrelor din județ, eligibili pentru etapa a doua, s-au programat pentru vaccinare, iar angajații au luat această decizie în proporție de peste 50%. Câți beneficiari vor fi vaccinați conform datelor pe care le aveți în acest moment? Peste 500. Dintr-un total? Dintr-un total de 578 de adulți și probabil copii cu peste 16 ani. De peste 16 ani mai sunt vreo 50 de copii. În rândul personalului, peste jumătate din personal s-a vaccinat deja. Și beneficiarii și reprezentanții legali și tutorii au primit informațiile necesare și și-au dat acordul scris. În proporție, iată, de peste 90%. Da, eu am estimat că în proporție de peste 90%, se pare că beneficiarii se mai conștiințesc ca personalul, e un exemplu. Dar odată cu beneficiarii s-au mai răzgândit și din personal și se vor vaccina și restul de personal care nu a fost hotărât din prima. Cei 40 de beneficiari din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Milcoiu au dorit să se vaccineze pentru ca viața lor să revină la normal. Acestora le lipsesc plimbările în aer liber, excursiile și timpul petrecut alături de familie. V-ați vaccinat de curând. Cum a fost această experiență? Foarte bine și foarte așa. Vreau să mă mai vaccinez după 21 de zile să pot ieși iarăși afară, să pot lua legătura cu prietenii, la magazin, la biserică, să pot ieși cu mașa mea așa, să pot ieși prin oraș la Râmnicu Vâlcea. Cum vedeți această vaccinare împotriva COVID-19? E foarte bună. Ce știți? Adică credeți că este benefică? Vă ajută pe dumneavoastră cu ceva? Cred că da. Altfel nu s-ar face vaccinarea asta. Păi e teamă? Nu. Cum ați resimțit dumneavoastră pandemia în acest centru? Nici nu știu cum să zic. Pandemia asta, nu știu, a venit până așteptate. E foarte nasol în tot cazul. Dar dacă nu ne protejăm, tot degeaba. V-ați documentat despre acest virus? Da. Da. Eu urmăresc la televizor, că de la televizor. Și credeți că acum, după vaccinare, totul va fi mai bine? Cred că va fi mult mai bine. Ați stat foarte mult închis în centru, am înțeles, da? Da. Și vă doreați să ieșiți afară? Ca fiecare. Timp de o săptămână, 6 echipe mobile, alcătuite dintr-un medic și 2 asistente, se vor deplasa în 17 centre din cadrul DGASPC Vâlcea. Sâmbătă 16 ianuarie au fost vaccinați beneficiarii a 2 astfel de centre, urmând ca de luni să continue vaccinarea și în celelalte. În cursul zilei de
luni vor fi livrate doze și către centrul de vaccinare din Drăgășani, către centrul de vaccinare din Bălcești, unde o echipă mobilă se va deplasa și la un centru de îngrijire a persoanelor vârstnice privat și la un centru aparținând DGSPC din zona Bălcești. De asemenea, va fi livrat în cursul zilei de luni și vaccin către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea pentru continuarea etapei întâi de vaccinare. Va fi livrat vaccin și la centrul de vaccinare de la Liceul Tehnologii Forestie, de la Școala Gimnazială Anton Pan, iar echipa mobilă se va deplasa și în localitatea Băbeni pentru a vaccina beneficiarii a două centre din cadrul DGSPC Vâlcea. Pe 15 ianuarie, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea a intrat în posesia a 1140 de doze de vaccin care să asigure necesarul pentru etapa a doua, dar și pentru cererile rămase din etapa întâi.